Bună! M-am aplicat puțin aici în cadru pentru a face acest scurt intro, turul bibliotecii mele. După foarte mult timp de când am acest canal de YouTube, m-am decis să fac și eu acest vlog care a tot fost cerut de-a lungul timpului. Nu știu cum va ieși, sper suficient de bine încât să poată fi publicat, să poată fi postat. Mulțumesc că sunteți aici, vă invit să vă abonați, să dați click pe clopoțelul de notificări dacă n-ați făcut-o până acum, nu de altă, dar să puteți vedea și celelalte vloguri. Mulțumesc! Ok, haideți să încep prima dată cu cele de sus. O să încerc să grăbesc totuși acest proces, să nu ne lungim foarte mult. Sunt ceva cărticele. Sus aici am Se numea Sarah, Omul în căutarea sensului vieții, au aceeași legătură, să zic așa. Nu sunt într-o ordine anume, eu le pun după cum și dau bine în vloguri, astfel încât să îmi placă din punct de vedere estetic. Inima cusută, o să vă vorbesc despre asta la finalul anului, când o să fac vlogul cu ce cărți am citit în 2020. Șuncă pe pâine, de Charles Bukowski. Deci nu vă povestesc absolut nimic acum despre aceste cărți, plus că despre unele am mai povestit în alte vloguri. Astea le-am pus, de exemplu, după mărime, pentru că toate au aceeași mărime. Sunt micuțe, pătrățele așa aproape. E vorba despre tot Bukowski cu femei. N-am citit-o încă. Fetele rele obțin tot ce vor, fetele bune nu pierd nimic. De veghe în lanul de secară. Mai avem Câinele de teracotă. Nu am citit-o pe asta. Am luat-o că am găsit-o odată la reducere. Eu da, strâile am dat pe cartea asta Câinele de teracotă. Apoi Singurătatea numerelor prime. Am povestit despre ea, o carte foarte bună. Umilirea. Nu știu absolut nimic despre ea. Dacă vreți să-mi povestiți voi. Viața în alta societate, John Brain, cred că am primit-o o dată de ziua mea, n-am citit-o. Câte cărți o să am la final? Mi-e rușine să zic. Apoi Splendida cetatea celor 1000 de sori, se vede acolo la voi? Haideți să vă arăt coperta, ca să nu mai scot de aici. Mergem mai departe cu Romeo și Julieta, vă ziceam eu că vreau să-mi aduc toată colecția de la Shakespeare. Secretele clubului de sushi, asta nu și-avea locul aici, venea dintr-o colecție anume de romansuri de la Polirom. N-am apucat să mai citesc, am depășit perioada aia în care citeam multe romansuri. Hemingway avea și ea nu avea. Nici pe asta n-am citit-o, nu vreau să-mi cad de ceasul ăsta care tică e aici. Asta este o felicitare foarte faină pe care am primit-o de la o fată din grupul Ai Cartea în Parte, în franceză și... Mi-a lăsat aici un mesaj foarte frumos, Roxanel m-a alintat, nu o să vă citesc pentru că este personal și dolce vita să fie bisu, așa mi-a dorit ea mie. Și castelul de sticlă mai am aici. Mergem mai departe cu raful numărul 2. Tot romansuri, e vorba despre În caz de fericire, am făcut eu aici un vlog la un moment dat. Era ceva cartea de pe noptieră, cum să ieși dintr-un reading slump cu ceva ușor, mă rog, ceva de dragoste. Federica Bosco, una dintre preferatele mele, i-am citit vreo 3 cărți la vremea respectivă, când citeam astfel de cărți. Mai am aici Federica Bosco, astea două, Îmi place la nebunie și Dragostea nu-mi dă pace, Mi piace de amorire. Era varianta în italiană, foarte, foarte bune cărțile, chiar mi-au plăcut și am citit foarte repede. Apoi Zoe Dean, am 2 cărți scrise de ea, Hollywoodul este ca un liceu de fițe și Privilegiul. Genul acela de cărticele, la fel, care se citesc foarte rapid. După care vreau să iau acest teanc de aici. Voi vă imaginați ce fac eu aici, da? Că apoi va trebui să le aranjez. Dacă știam că asta înseamnă turul bibliotecii, nu mă mai apucam. Să fiu sinceră. Sunt sinceră, mă scuzați. Ok, să trecem mai departe. Seseria Ahern, vă ziceam în alte vloguri că este preferata mea, i-am luat foarte multe cărți aici. Prietenul nevăzut, n-am apucat să mai citesc. Seseria Ahern la fel cu Roar, 30 de femei, 30 de povești, carte pe care n-am ajuns încă, la care încă n-am ajuns. Cadoul, genial scrisă și aceasta. Guillaume Musso l-am pus-o cu Seseria Ahern. Este singura carte pe care o am de la el, deci mi-a plăcut foarte tare, n-am apucat să mai citesc altceva. După 7 ani, bună și aceasta. Însă am înțeles că Musso are cărți și mai bune de atât. Întâlnire cu viața. Mai departe, Suflete pereche, a avut și ecranizarea, Rosie și Alex. Mult de tot mi-a plăcut asta, deci bună. Formată din scrisorele. 100 de nume și aceasta bună, iar Anul în care te-am întâlnit, nu am apucat încă să o citesc, mă gândeam să o las pentru Crăciun, că este chiar în perioada Crăciunului. Da, Jasmine își pierde slujba chiar înaintea Crăciunului, mă rog.
deprimată, disperare, întâlnește un realizator de emisiuni de radio. Interesantă poveste, cred că se citește rapid și mi-ar prinde bine în perioada Crăciunului să citești ceva așa mai cât de repede se poate. Iată-ne și la raftul numărul 3. O să le iau la fel. Avem mai și o felicitare frumoasă la mulți ani de ziua ta. Otello de Shakespeare în limba engleză necitită. Nici moartă, nici măritată. Nu știu ce-i cu ea, de unde, n-am citit-o, nici moartă, nici angajată. De asemenea, Glossy Books. Aș fi putut să le citesc pe astea la vremea aia, dar n-am mai apucat. 11 minute, am zis că e bună asta lui Coelho. Eu v-am zis că nu mai pot citi Coelho, dar cred că e destul de bunicică, nu? Ar cam trebui să o iau, chiar dacă nu îl mai citesc eu pe autorul ăsta atât de mult. Aleph, nici pe asta, am luat-o doar pentru că am găsit-o, cred că, la un anticariat. Cu asta am început. La râul Piedra am șezut și am plâns. Mi-a plăcut, chiar mi-a plăcut povestioarea și am continuat. Învingătorul este întotdeauna singur. Este una dintre cele mai bune cărți ale lui Coelho, aș zice, și diferită de ceea ce scrie el de obicei. Adulter, una dintre cele mai proaste cărți citite vreodată. Da, slăbuță. Și Ticălosul seducător, care nu-și avea locul neapărat aici, venea undeva la romansurile acelea sau erotice, mai degrabă Eroscop. Și ar avea locul cu 50 Shades of Grey, doar că nu le am cărțile acelea, le-am împrumutat, nu mai știu pe unde sunt. Și am ajuns aici, iar de data aceasta chiar trebuie să țin eu camera, sper să nu tremure foarte tare. Minciuni pe canapea am primit-o de la Emilia Toma, care a scris această carte, Terapie pe Salteaua de Pilates. Am primit-o de la ea și mulțumesc, nu am apucat încă să o citesc, dar știa că sunt mare fan Irvin Yalom. Nici la ea, cartea Emiliei n-am ajuns încă, la fel cum n-am ajuns nici la cartea Elianei. Am luat-o acum de pe raftul de jos pentru că eram la, în zona asta de autori contemporani. Și mai departe mă întorc aici la raftul la care am rămas. Bonjour fericire, am vorbit despre ea într-un vlog, dacă vă uitați pe canalul meu de YouTube o să o găsiți. Ioana Pârvulescu, Viitorul începe luni, de asemenea nu am apucat să o citesc. Doamne, câte cărți sunt necitite în biblioteca asta, sunt fie rușine, pot să schimb titlu, cred. Și să nu mai fac ce mă gândeam eu, câte cărți am necitite, pentru că este rușinos, e rușinos, e rușinos, Roxana. Asta am primit-o și pe a de ziua mea, nu am apucat să fac încă nimic cu ea, înțeleg că pot să descarc toate poeziile lui Eminescu. Dacă mai pot, am să o fac, nu știu dacă mai pot acum. Poștașul sună întotdeauna de două ori, o cărticică foarte micuță, are și ecranizarea. Zina Zen, It's Complicated, Zina Zen a fost invitată în vlogul meu la un moment dat. Scrie niște poezii foarte, foarte de suflet. Vă invit să o cunoașteți pe Zina citindu-i poeziile. Până și asta o să treacă. Nu mi-o mai amintesc, am citit-o de mult, dar nu mai știu despre ce este vorba. Micuța Biju este o carte pe care mi-am dorit-o și am și primit-o de ziua mea. Valentin, dacă ești pe aici, îți mulțumesc. Să știi că am să o citesc, că doar eu am vrut-o. Nu știu de unde ai știut tu despre această carte de pe lista mea. Cine a fost persoana care ți-a comunicat secretul? Împăratul Muștelor, am citit, am făcut vlog, mai știți voi despre ce este vorba acolo, că m-am mișcat foarte greu cu ea. Vagabondul Milionar, de asemenea are și asta un vlog făcut. Păi, omul care își confunda soția cu o pălărie, o carte destul de greuță, n-am reușit încă să o termin, m-am apucat de ea pe plajă. Ghiuleia deschide ochii, mi se pare o carte de iarnă, după cum arată și coperta, așa că vreau să o citesc în această iarnă. Ia să o pun deoparte. Tatuatorul, n-am citit-o, o am de la Eliana pentru că am zis că îmi doream și eu să o citesc, dar n-am ajuns încă la ea. Elizabeth Gilbert, am povestit și se numea, și am spus da, este continuarea de la Eat, Pray, Love, pe care nu am pentru că am împrumutat-o. Oana, vină cu cartea înapoi. În jocul celor mari, mi-a plăcut foarte tare cartea asta, chiar este o poveste bunicică și se citește rapid. Sentimentul unui sfârșit. Despre Julian Barnes am mai auzit, ia uitați, premiul Man Booker 2011, nu am citit-o nici pe asta, nu mai spun treaba asta că n-am citit-o, o să spun la final. Un an de studiu, nici de asta nu știu mai nimic. Ne apropiem acum de zona aceasta, Marele Gatsby, probabil știți, carte, poveste, film, Jurnalul unei scriitoare de Virginia Woolf, pe care n-am citit-o, dar... de Woolf am auzit că e foarte bună, numai că cartea asta am încercat de mai multe ori să o citesc și nu știu care e treaba cu ea de nu-mi iese. Cred că ar trebui să le și șterg un pic de praf, acum dau seama.
Alice Munro, prea multă fericire, v-am mai povestit despre ea, tot Munro cu ură, prietenie, dragoste, căsătorie, v-am zis că este acea scriitoare care scrie proză scurtă și care mie îmi place foarte mult, deși nu mă omor cu proza scurtă. Orlando, tot de Virginia Woolf, măcar pe asta aș putea să o citesc. Svetlana Alexievici, cu rugăciune pentru Cernobâl, Dumnezeul este în țiplă, am zis că o las pentru a citi-o și apoi să văd seria. Deci nu se poate așa ceva, gata, să o pun deoparte, o pun deoparte ca să o citesc acum, acum, bine, nu chiar acum, cât de curând am vrut să spun. Miguel Alcoforado, cu sufletul în vânt. Aici devine emoționat, devine emoționat momentul dacă stau să vorbesc prea mult și prefer să nu o fac. Este un fost coleg de la serviciu care a murit de cancer acum 2 ani. Îmi pare tare rău că nu am apucat să-i citesc cartea în timpul în care era în viață, astfel încât să-i pot oferi un feedback, pentru că își dorea foarte mult, părerea mea, apropo de a face lucrurile la timp. N-am făcut-o. Toate casele au nevoie de un balcon și aceasta a fost citită foarte repede, nu mai știu ce an, dar era ceva cu evrei, din ce țin minte. Uite, ebraica este o limbă dificilă. Mai departe, oameni buni, haideți să ne grăbim, pentru că nu mai am nici baterie. Dacă tu am, de câte cărți mai sunt? Emanuel Schmidt. Este Eric Emanuel Schmidt și am 4 cărți de la el. Cu una sau cu două am dat greș, am spus că nu prea mi-au plăcut. Haideți să le punem și la cameră. E vorba despre Oscar și Tanti Roz, Elixirul Dragostei, Milarepa și cea mai frumoasă carte din lume. Toate trei mi-au plăcut foarte mult, mai puțin această Milarepa, din care n-am înțeles mai nimic și ce se dorește, ce a vrut autorul să spună. M-a pierdut pe undeva. Tot în acest răftuleț avem Panaitis Straticu Neranțula, am citit-o întâi online, mi-am dorit să o am și în bibliotecă, Coliba unchiului Tom, probabil vă este cunoscută și vouă, Mircea Eliade, Nuntă în cer, am lăsat, cum am zis mereu pe grupul Ai carte, ai parte, nunta să fie în decembrie. Așadar, atunci am să citesc. Tot Mircea Eliade cu romanul adolescentului meu. Vreau să citesc mai mult Eliade, asta era ideea. Se vede și, dacă merg mai departe, se vede, da. Ok. Casa Spiritelor cu Isabel Allende. I-am făcut cadou și Elianei una, tot cu același titlu, nu am apucat încă să o citesc, dar ea a fost nemulțumită. Amantul japonez, foarte mult mi-a plăcut. De altfel știți că Isabel Allende este una dintre preferatele mele. O lungă petale de mare am luat-o pentru că am găsit-o la reducere într-o zi de la Humanitas. Prietena mea genială, m-am apucat, îmi place foarte mult, așa cum mi-a plăcut și seria de altfel, dar nu am continuat pentru că nu am restul cărților și aș vrea să le și am, că știu că mă prinde destul de tare. Tot Elena Ferrante, nu am citit-o, Eliana mi-a spus că e o carte foarte slabă, ea n-a putut să o termine, Iubire amară. Și vin în categoria câteva cărți vechiuțe, Adam și Eva de Liviu Rebreanu, Ion Minulescu, Corigen la limba română, tot Eliade mai 3, mi-a plăcut, am citit-o de mult, dar am vrut să o am iar în bibliotecă pentru că o citisem online. Mi se pare Pasărea Spin, asta am luat-o doar pentru că cred că am vrut să o recitesc, este biblioteca părinților mei, a citit-o mami la vremea ei și m-am gândit, are 2 volume, deci eu l-am luat oricum pe cel greșit. Da, poate am să citesc, cine știe. Ei, și am ajuns aici jos de tot, unde sunt mai aruncate un pic cărțile astea, The Book of Answers, nu știu dacă vă amintiți sau, mă rog, dacă ați fost pe grupul Ai carte, ai parte sau sunteți, mai făceam eu, deschideam cartea și răspundeam oamenilor. Ia să vedem, haideți să ne punem împreună, puneți-vă în gând acum cu mine o întrebare, iar eu vă răspund prin cartea răspunsurilor. Eu, ce doamne, atunci când vrei, atunci nu-ți vine nimic în minte. Bine, gata. Reușesc să vând toate cărțile, dragostea pe strada mea, tot tirajul de cărți până în februarie 2021. Whatever you do, the results will be lasting. Hai, mă, ia uitați ce răspund mi-au dat aici. V-ați pus întrebare? Asta e răspunsul, să știți. Așa, ce mai am eu aici? Sunt niște cărți mari și vechi. Deci mi-am luat cartea asta, Dicționarul personajelor lui Dostoievski, pe care n-am citit-o, dar o lasem să mă documentez despre Dosto. Apoi Jules Verne, mai am aici Jules Verne, nu știu dacă se vede, este undeva în spate. Toate cărțile lui Jules Verne le am aici. Acroștoa Tonrev, nu mai știu ce e cu această carte. Pierrot, cu Alexandre Dumas. Mai am versuri și proză, citesc uneori Minulescu, îmi place foarte mult. Pe asta aș vrea să o recitesc acum, Poveste de Crăciun, Charles Dickens.
Doamne, dar uitați-vă cum arată cărticica asta. Incredibil, am scris pe ea când eram mică. Ce, deloc nu respectam cărțile când eram mai mică. Și astea sunt niște vederi care mi-au plăcut foarte mult. Nu mai țin minte de unde le-am primit și de la cine. Dar sunt foarte frumușele. Și mai am aici, lângă, care n-au mai avut loc, tot caragiale. Sau nu tot, am zis mai devreme, n-am zis. Am niște cărți de caragiale și Jules Verne. Continuarea celorlalte cărți pe care vi le-am arătat înainte. Și caragiale. Sunt câteva cărticele aici, o să vi le arăt așa una câte una. Terapii de iarnă și am aici pentru fiecare anotimp în parte. Foarte drăguțe și uneori e bine să mai răsfoiești așa, chiar dacă ai internetul la îndemână. Mie îmi plac foarte tare acestea și sunt ușor de cărat. Dacă ai nevoie, nu știu, când vrei să pleci undeva și nu vrei să cari o carte mai groasă după tine, poți să te orientezi de aici. Sunt și niște rețete bune, interesante. Dacă vreți, le arăt pe Instagram ca să vedeți mai multe despre ce-i vorba. Politețea la ordinea zilei. Uneori trebuie să mai citim și din acestea, chiar dacă cărticica asta este foarte veche și poate neajutătoare pentru generația noastră și la momentul acesta, în anul 2020, în acest secol. Eu mai am o carte mai actuală, puțin probabil, n-am apucat încă să o citesc, dar o să vă arăt când ajung la raftul cu pricina. Ei, dragostea pe strada mea se află și în această versiune, în această variantă. Este primul roman, Dragostea pe strada mea, prima versiune. Atunci când am scris eu prima dată, în 2013, mi-a publicat-o un prieten. Vedeți aici anul, dar în 2012 m-am apucat prima dată de scris. Și e foarte interesant ce scrie pe copertă, cu multe milioane de și exemplare vândute în întreaga lume. Dragostea pe strada mea, bestseller, să te auză Dumnezeu cum ar veni. A, uite, am totuși ceva actual, este un semn de carte. Dar voi știți că ați mai văzut, ați mai fost pe aici, niște multe alte semne de carte, printre care și ai carte, ai parte, grupul și proiectul meu de suflet de pe Facebook, unde vă invit dacă nu sunteți deja. Trei vieți pedeapsa. Eram curioasă ce se întâmplă în această carte sau despre ce este vorba. Auzisem că este povestea acestui om designer român pe care îl știți probabil sau ați auzit de el. Mă îndoiesc că nimeni n-a auzit de Cătălin Botezatu. Foarte interesantă carte, este scrisă de doamna Monica Vlad. Și ultima carte, 1000 de întrebări pentru teste de cultură generală. M-am bâlbăit un pic. National Geographic Kids. Culmea, scrie aici Kids, dar să știți că nu toate întrebările sunt pentru copii. E un pic ciudățel că scrie aici pentru copii. O să mai dați de ele unele întrebări, să știți, din testele de cultură generală de pe roxanab.ro. Unele întrebări fac parte din această cărțulie, cărticică, care nu este deloc, nu este pentru copii. Haideți să începem acum și cu raftul ăsta, cu cel de sus, unde nu am decât o carte, Cartea Săruturilor, If Cel Naiv. L-am descoperit pe internet long time ago și să vedem de aici încoace. Haideți să vedem, să vedeți și scot puțin, Evgenia Onegino, știți că am mai povestit despre ea la vremea respectivă când am terminat-o de citit sau la începutul anului când am spus că mă apuc de ea. Arta războiului Sun Tzu. Am recomandat-o și într-un vlog, cred că, nu mi-amintesc, dar în ce vlog am recomandat Sun Tzu? Chiar nu mai știu. În cărți pentru programa școlară, dacă nu greșesc, nu? Da. Hai să vedem unde le mai punem și pe acestea, vai. Bonobo și ateul, am arătat-o la un moment dat pe Ai Carte, Ai Parte. Am zis că poate ar fi bine să citesc ceva despre știință, mai puțin despre religie. Viața amoroasă a lui Napoleon Bonaparte, care mi-a plăcut de asemenea. Alexandru cel Mare, o cărticică destul de micuță, subțirică. Mă îndrept către acestea, istoria, oameni, fapte, epoci. Asta îmi place foarte mult, acestea trei de fapt dau foarte bine acolo în biblioteca mea. Și Sapiens, care se potrivește pentru că este mare la fel ca aceasta. Sapiens, la care încă nu am ajuns, dar este pe listă cât de repede se poate, pentru că eu nu am citit foarte des cărți de genul acesta și știu că m-ar prinde bine să știu puțină istoria a omenirii, așa cum spune și titlul cărții. Visătorul de visuri, Regina Maria a României. Este o carte, nu știu dacă e pentru copii și adulți mai degrabă, dar mi-a plăcut foarte tare coperta și am luat-o mai ales pentru ilustrație. Nu știu dacă vă amintiți de ea, că am arătat-o
pe Instagram mai degrabă, cred că am arătat-o. Ilustrațiile, felul în care este scris asta, la asta mă refer. Arată foarte fain. Mai departe cu o carte a cărei coperță este senzațională. Am pus-o și în cea mai frumoasă copertă din biblioteca mea. Găsiți vlogul aici pe canal de YouTube. Și uitați ce ilustrații superbe are. Deci, asta și dacă nu o citești, vrei să te uiți pe ilustrații și tot. Este minunat să ai una în casă, în bibliotecă. Dar v-am mai arătat-o și dacă vreți să vă mai arăt pe Instagram. Mai departe, aici sunt niște cărticele în limba engleză, respectiv franceză. Birthday Girl, Tsubaki. Cred că astea, da, le-am tot de la fata aceea din grup. Acum am văzut ce frumos este semnul de carte și eu nici măcar nu l-am folosit. Nu l-am folosit și nu am citit nici această cărticică. M-a auzit ea spunând că vreau să-mi exersez limba franceză și mi-a trimis ceva de acolo din Franța, ceva ușurel, încât să citesc. Ambele sunt în limba franceză, dar Roxana încă n-a citit. Avem apoi Crazy Rich Asians, stați invers, trebuie să vă arăt. Am văzut filmul, mi-a plăcut foarte tare și am zis să citesc și cartea. Am luat-o din Amsterdam, mi-a uitat 10 euro, am dat la vremea respectivă pe ea, când am fost într-o mini-vacanță, nu vacanță, era un city break mai degrabă, fusesem cu cashball-ul, cu competiția. Și Dear John, tot de acolo am luat-o, 14 euro, wow, am dat ceva pe asta. Mi-a plăcut filmul foarte tare, n-am citit cartea deloc, nici în limba română, așa că m-am gândit că aș putea să o fac în limba engleză. Seriously, I'm kidding. Am citit-o foarte de mult, în mod special pentru că voiam să citesc cărți ușurele în limba engleză, iar aceasta este, mă rog, cât de cât are unele argouri și jargoane, dar mi-a plăcut. Mai departe, tot în limbi străine. Antoine de Saint-Exupéry cu The Little Prince, o am în toate formele, și română, și franceză, și engleză. Uitați! Pe aceasta o știți, că ați mai văzut-o cu siguranță la mine, pentru ilustrațiile minunate, ilustrațiile minunate pe care le are. V-am mai arătat-o, dar vă mai arăt că nu mă satur nici eu de ea. Uitați ce superbitate! Uitați-vă! Intrați pe Instagram, găsiți la Books, la repere. Și ultima în limba română, dar o secundă pentru că mi-a căzut una și am să mă plec. Le Livre de Mon Ami, tot în limba franceză, nu mai știu de unde o am, dar și aceasta are niște ilustrații superbe și chiar îmi plac foarte tare. Și niște desene minunate să le colorez. Unde sunteți? Deci când ai nevoie de ceva, de trei ori mi s-a întâmplat pe ziua de azi, să caut și să nu găsesc. Aici, aici vreau să ajung. Da, îmi trebuie culori, că mai sunt unele de colorat. Mai sunt unele alb-negru pe aici. Uite, de exemplu, asta n-am apucat să o termin de colorat. Superbe, nu? Și am ajuns la raftul cu numărul 2, unde avem colecția Dostoevski pe această linie și sigur v-am mai arătat-o. Le scoatem frumos de aici ca să... Haideți, măi, fetelor, să vă vadă publicul. Nu trebuie să vă arăt coperțile pentru că sunt din colecția Polirom, toate sunt în același stil apărute. Jucătorul am terminat-o recent, cred că a fost cea mai rapidă carte pe care am citit-o vreodată. Adolescentul mai am aici, după care Demonii, mi-am propus să o citesc anul următor, anul ce vine. Cărțile deja citite, anul Însemnări din Subterană încă nu am apucat să o citesc, e micuță, dar nu m-a prins, am încercat. Karamazov și celelalte două, Idiotul și Crimă și Pedeapsă, două dintre cele mai bune cărți ale scriitorului rus. Preferatul meu, după cum cunoașteți dacă sunteți de mai multă vreme pe aici. O cărticică despre iubire, are niște citate drăguțe, le citesc din când în când. Zoom-ul, nu știu cum este zoom aici, dar sper că arată cât de cât ce vreau să arăt eu. Continuăm cu colecția Top 10 Plus de la Polirom. Proiectul Rosie, carte despre care am mai povestit, are și vlog. Lapte Negru, nu am citit Elif Shafak, absolut nimic până acum. Sper să ajung anul viitor la ea, da, cu siguranță anul ăsta nu. Iubita locotenentului francez, despre John Fowles v-am mai povestit, este unul dintre preferații mei. Nu am restul cărților aici pentru că am citit de la bibliotecă. Balzac cu femeia la 30 de ani, am povestit într-un vlog. Portretul lui Dorian Gray, nu, n-am ajuns nici la aceasta. Iubirile croitoresei, invers.
este pe listă de la începutul anului. Am zis că vreau să o citesc anul acesta. Nu știu cum mai apuc. Pacientul englez, am luat-o pentru că m-a întrebat cineva dacă cumva m-am inspirat când am scris Dragostea pe strada mea din această carte. Și am zis, n-am citit cartea asta, dar acum că mi-a zis de ea, aș vrea să o citesc, să văd, poate mă va inspira pe viitor. Bine, cartea e deja scrisă, dar nu, n-am apucat încă, doar am văzut filmul. N-are nicio treabă, nu are legătură. Adică e bună, foarte bună povestea din Pacientul englez. Nu zic că a mea nu este, dar a mea e un pic mai clișeică, mai modernă, mai din generația asta. Șoareci și oameni, nu am citit nici Steinbeck. Ferma animalelor, sinceră să fiu, după ce am citit 1984, am zis că nu mai vreau prea curând o distopie. O distopie pe an chiar îmi este suficientă, dar poate aceasta se va citi mai repede, nu știu. Lolita, o carte foarte controversată pe care am mai pomenit-o în vlogurile mele. Am văzut filmul de vreo două ori, da, puteți să credeți că am văzut filmul la Lolita de două ori, n-am citit încă cartea. Mic dejun la Tiffany, mi-a plăcut filmul, de aceea am vrut și cartea. Dr. Jivago, care este destul de grosuță, deci nu se va citi foarte ușor, foarte repede, dar vreau să o citesc. Vreau să o citesc, da, chiar vreau să ajung la ea. Aici am două povestiri, Pescărușul și Unchiul Vanea. Nu, n-am citit nimic de Cehova, nu lăsa, și am spus că am să las toți rușii la final, să citesc cel puțin câte unul. Bucuria vieții de Irving Stone nu este o carte pe care s-o fi citit, nici nu este a mea, este câștigată la un concurs de Cristina, una dintre moderatoarele grupului Ai Carte, Ai Parte, unde vă invit și pe voi dacă nu sunteți acolo. Și, ce spuneam mai devreme, una dintre distopiile, 1984, care s-a citit foarte greu, cel puțin de mine. Am citit-o greuță, deși mi-a plăcut povestea, am să vă povestesc despre ea, probabil în vlogul de la finalul anului. Și aici, pușculița mea, Bux, ia uitați, am la bani de nu mai știu de mine. Păi banii ăștia... Roxana, sunt de când ai pus biblioteca aici. Și un semn de carte foarte frumos. Amintire de la o amică, să-i zicem, fostă prietenă. E frumos când rămâi cu amintirile, mai drăguț ar fi să rămâi cu prietenii. Mai departe! Aici, dar ce frumoasă este aici! Am niște felicitări. La mulți ani, Roxana, la mulți ani, Roxana! Foarte drăguță asta cu bicicletă. Este de la colegii mei de muncă. Și ne îndreptăm mai departe. Am un clopot, dar nu vă chem pe voi. Gabriel Garcia Marquez, am luat cartea asta pentru copertă, că mi-a plăcut foarte tare, e frumușică rău. Și cu verdele ăsta, mie care îmi place verdele. De aici, Moian cu Țara Vinului, am mai povestit despre ea. Memoriile unei geișe, de asemenea, am povestit, am pus-o în top cărți care au fost ecranizate, tot cele mai bune chiar. Ochi de câine albastru de Marquez, nu am citit-o, nu știu nimic despre ea. Rătăcirile fetei nesăbuite, superbă carte, o recomand în continuare. Casa Tăcerii, am primit-o la fel de la un grup, de la un membru al grupului Ai Carte, Ai Parte, dar nu am ajuns încă la ea. N-am ajuns la Orhan Pamuk, n-am citit nimic de ea. Haruki Murakami, cu două cărți, Ascultă cum cântă vântul și Pimbal, 1973. De asemenea, nu am ajuns nici la această carte. Incest, de Ana Isnin. M-am apucat, dar n-am terminat-o. Acum mulți ani. Fraz de Cruce, o carte care mi-a plăcut foarte tare și am tot recomandat-o. Este una dintre acele cărticele care te pot ajuta să ieși din Reading Slump. E haioasă, chiar e haioasă. Apoi, Cartea Mamei, Albert Cohen. Nu am citit-o. E ciudățică coperta, să știți. Adică asta e coperta cu scrisul ăsta pe ea. Exact așa arată coperta, așa arată și spatele coperții. Doamna din Lac, bănuiesc că este un trailer ceva aici, după un om de afaceri, nu știu, o să ajung să vă povestesc și despre ele. Dragostea durează 3 ani și 1999, de lei, cu două sururi de hârtie igienică. Nu am citit cartea aceasta, dar am luat-o pentru Babydell pentru că mi-a plăcut Dragostea durează 3 ani. Apoi Legea iubirii, Jazz Mühen, nu am citit. E ceva spiritual aici, nu prea citesc eu cărți spirituale. Mai departe, Ochiul căprui al dragostei noastre. Am luat-o pentru că m-am gândit să-l citesc și eu pe Cărdărescu, dacă toată lumea vorbește despre el. Însă am și-o măcar o carte de ale lui. Mi-a plăcut foarte tare ilustrația de pe coperta din spate. Nu am citit. Începem coborârea. Nu mai știu nici despre aceasta, despre ce e vorba. Unele sunt citite de mulți ani și chiar nu mai știu despre ele. O mie și una de nopți, în varianta lui Mario Vargas Llosa.
Next. Avem aici o domnișoară drăguță. Vai, asta se scutură. Păi să le scutur de tot și să le arunc în cazul ăsta, nu? Fii rar. Și asta se scutură. Asta am luat de pe munte când am fost la Negoiu. Ai. Dar pe aia să rămână verzi. Mamă, rog, Sana, ce aici? Când faci curățenie? Când faci? Ăștia măcar, vedeți, e bine. Când ai natură moartă, că te ajută. Nu se scutură, nu moare nimic. E deja mort. Hai să vedem. Aici am lăsat dragostea pe strada mea aici pentru că este cu dedicație. Are un mesaj aici, va trebui să o ofer. Dragostea în vremea holerei, a lui Marchez. Piesa I Love You, ce caut aici? Piesa I Love You a lui Ahern. Este în partea asta, știți. Povesteam despre Cecilia Ahern mai devreme. Tot Marchez, un bec de singurătate. Cărți citite aproape una după alta. Mi-a plăcut Marchez foarte tare odată cu Dragostea în vremea holerei. Hoțul de cărți. Uite, și asta mergea la top bine ecranizate. Adică mi-a plăcut filmul mai mult decât cartea, mă rog. Hai să nu vorbesc prostii, că vă amintiți că am vorbit de rău Hoțul de cărți. Coco Chanel, una dintre cărțile bune despre viața lui Coco Chanel. Codul bunelor maniere astăzi este o carte pe care mi-am propus să o citesc la finalul anului 2020. Roxana, ai grijă, ai grijă cum te miști cu cititul. Lisa Si, foarte faină coperta, nu știu dacă vi se pare la fel de impresionantă, așa cum mi se pare mie. Floare de zăpadă și vantajul secret. Nu am ajuns încă să o citesc. Vieți în mozaic, nu știu despre ce este vorba, Stephanie Kalos. O carte destul de grea, cumpărată la reducere, că văd că este foarte ieftin. E foarte ieftină, 10 lei mai exact, dar cine știe, poate chiar este o carte bună și eu nu am ajuns încă la ea. Îmi place că are genul ăsta de copertă tare. Deci o carte la 10 lei care este copertă tare și cartea mea care costă, mă rog, tot puțin costă și a mea, dar mi-ar fi plăcut să aibă genul ăsta de copertă. Prințesa și profetul. Asta a intrat în cărțile acelea cu cele mai faine coperți. Dacă ați văzut vlogul sau dacă nu, puteți să-l căutați. Haideți să vedem ce avem și aici. Eu acum mai văd odată cu voi că nu mai știu ce am aranjat. Colecția Jane Austen despre care vă povestisem în alte vloguri de fapt, că vreau să-i citesc toate cărțile anul următor. Nu știu dacă am să le citesc chiar pe toate într-un an. Că nu o să stau să mă dedic doar lui Austen, însă Rațiune și simțire, uite, ar fi chiar una dintre ele și am înțeles. A, și îmi doream foarte tare colecția aceasta, pentru că îmi plac culorile, sunt, e foarte faină și cu dungi, da, și hainele îmi plac în sensul ăsta, așa că de aceea am ales A și Emma, iar sper să citesc Emma, am înțeles că este una dintre cele mai bune, a inspirat foarte mulți scriitori mari acest roman. Next, Enigma Otiliei și Pânza de Păianjen, două cărți despre care am povestit, găsiți vlogul pe canalul meu de YouTube. Iar felicitări! Thank you! La mulți ani, șefa de trib, ai carte, ai parte, ai grup, ai parte de noi, aici este de când am fost sărbătorită în grupul Ai Carte, Ai Parte și mulțumesc încă o dată pe această cale. A fost un gest foarte frumos din partea voastră și mă bucur că ați reușit să vă organizați. Pentru că știu că nu este ușor, știu când organizez și eu o chestie și merge destul de greu și nu toată lumea se implică și este dornică. Na, și mai ales când e vorba de a pune niște bănuți, înțeleg și chiar apreciez efortul pe care l-ați făcut. Dincolo de nisipuri, fănușne agu, mai avem lame de leni, sunt cărți pe care vreau să le recitesc, ca să fiu sinceră, și Lorelai. Aici sunt cărți mai vechi, mai exact, cărți ale scriitorilor români în principiu, uitați și colecția lui Mihail Drumeș, despre care am tot povestit, cu Scrisoarea de dragoste, Invitația la vals și Elevul Dima dintre a șaptea. După care avem Cel mai iubit dintre pământeni, în 3 volume, și despre aceasta am mai povestit în vloguri. Arta conversației, Ileana Vulpescu, nu am citit decât această carte de autoarea româncă, dar mi-a plăcut foarte mult și am recomandat-o la un moment dat. Acum încep să cadă toate cărțile pe care eu le-am aranjat atât de frumos acolo. La Paradisul Femeilor este carte împrumutată, nu am dat-o înapoi pentru că n-am ajuns încă la Zola, n-am citit nimic de Zola. Poate o să-mi placă această carte. Gestapo, Sven Hassel, de asemenea, nu am citit-o. Se deșiră. Ia uite ce am vrut. Trecem mai departe la Doamna Bovary. N-am citit această carte a lui Tolstoi, Copilăria, Adolescența și Tinerețea. Bovary, da, pentru că știți, v-am mai povestit despre ea.
Contele de Monte Cristo este în plan, să o citesc acum la final de an. Că am zis că este foarte, foarte bună. Vai cât mi-a plăcut filmul, cât mi-a plăcut filmul. Și este în două volume, 1 și 2. Și îmi place și colecția aceasta, adică e, vedeți, veche, oldie but goldie. Superbă. Honoré de Balzac cu Verișoara Bet. Nu am apucat încă să o citesc nici pe aceasta. Aici avem O mare de maci. Cred că este una dintre cele mai bune cărți pe care am citit-o în 2020, diferită de tot ce am citit vreodată. Muza de Jesse Burton, care de asemenea mi-a plăcut și uitați ce copertă drăguță și de vară și colorată așa faină. Acolo unde femeile sunt treci. N-am ajuns la ea, n-am ajuns nici la asta. Fie rușine și de această dată. Madame Picasso, de asemenea pe lista mea. Oh, Doamne, deci mi se pare că am vorbit despre atât de multe cărți pe care nu le-am citit încât mi-e rușine să continui vlogul ăsta. Mi-e rușine față de mine, evident, înainte de orice altceva. Că până la urmă eu sunt cea care nu trebuie să justific nimănui, dar... Bellamy, v-am povestit despre asta într-un vlog, dacă vă mai amintiți. Dacă nu, puteți să-l căutați pe canalul de YouTube sau vă las eu în descriere un link. Aripile Porumbiței și Vraciul, cărți în țiplă puse. Am luat pentru că auzisem despre Vraci, nu mai știu cine mi-a recomandat-o și vedeți, are doar volumul 1. Am doar volumul 1, de fapt. Nu știu, n-am auzit niciodată nimic de acest scriitor, Tadeusz Dolega Mostovix. Dar am auzit că este destul de impresionantă cartea și vreau să o citesc. Aripile Porumbiței, la fel, nu știu nimic despre ea. Dar să fie, o să ajung eu și la acestea. Ușor, ușor. Nu ne alergă nimeni și nu trebuie să demonstrăm nimeni cât citim, dragilor. Da? Zic asta pentru mine și pentru voi ceilalți, ca să nu vă simțiți prost că citiți puțin. Dickens cu... Dickens, o foarte groasă carte asta, deci nu, n-am citit-o. Martin Schuslevit, nu, n-am citit-o. Lei 15, la vremea respectivă, era în lei aceea. Tot Dickens, pentru că are două volume, și Twain, opere. Mark Twain. Marc. Ajamii la ei acasă. Și termin cu acestea de pe acest rac și am terminat, de fapt mai am foarte puține. Trei într-o barcă, trei pe două biciclete. Jerome. Cel mai iubit dintre pământeni, da, o am și în această variantă, nu doar cea pe care v-am arătat-o mai devreme în trei volume. O primisem, de fapt, acelea de la cineva care n-a știut că am și am mulțumit oricum pentru ele. Numele Trandafirului se află de asemenea pe lista mea de cărți de citit în 2020. Aici ce mai am? Nu mai știu. Paraticon Simpatia este primită, una dintre felicitările. Oh, nu mai am baterie, să știți, trebuie să mă grăbesc foarte tare dacă vreau să termin acest vlog. Firar să fie, firar! Și iată că în sfârșit am ajuns la ultimul, dar nu chiar cel din urmă. Cărțile mele sunt și ele aici pentru că am avut un unboxing. N-am făcut nicăieri pe rețelele de socializare, doar că a venit cutia cu niște cărticele în plus pentru că am primit comandă de 2-3 și am zis, ia să iau eu mai multe să fie. Încă sunt neplătite. Aștept să le văd și apoi le plătesc. Pentru că da, și eu, să știți că le plătesc, nu credeți că le primesc așa. Robin Sharma este, citesc acum în prezent, Călugărul care și-a vândut Ferrariul. Atinge maestria, este un fel de continuare, dacă nu mă înșel, am apucat să citesc despre ea, despre somn. Acum eu știu ce am de făcut ca să mă odihnesc mai repede și să ador mai devreme seara, însă asta este despre somn ca știință. Să știu mai multe lucruri despre somn și ce gândim în timpul somn sau ce gândește subconștientul nostru. Tată bogat, tată sorac, Robert Kiyosaki, pentru că, Da, nu citesc dezvoltare personală, dar unele cărți le am aici, le-am primit de fapt de la un prieten și am zis că ajung și eu la ele. Aoleu, nu știu dacă mă ajută bateria, să știți că eu am mai filmat ceva înainte de asta, bateria mea nu mai este acum suficientă. Liderii pun întrebări extraordinare și talentul nu este suficient. Pe asta cred că v-am mai arătat-o, că o aveam oricum pe lista anul acesta. Am mai citit din când în când din ea și am mai lăsat-o așa, pentru că așa sunt eu, dezvoltarea personală nu mă prinde foarte tare, dar citesc uneori. Astea la fel sunt citite și, răsfoite mai degrabă, nu citite complet. Richard Branson, Screw It, Let's Do It, lecții din școala vieții și The Power of Habit, una dintre cele mai bune cărți din ce am auzit. How to Win Friends and Influence People, dacă vă aduceți aminte.
și aceasta o carte destul de bună. Apoi Daniel Kahneman, Gândire rapidă, gândire lentă. Când, Doamne, iată mă citesc eu cărțuloiul ăsta, uitați-vă câte are, are 1000 de pagini. Oh, ia uite cineva și-a notat aici. Măi, prietene, măi, o să iau și eu din, din ce ți-ai notat tu, poate mă ajută. Cine știe, încep să fac bani. Ghid de cultură generală de la Britannica, v-am mai povestit despre el în testele mele de cultură generală care apar lunea, cam de aici mă inspir la unele și nu știu ce s-a întâmplat, a căzut în apă, în fine, m-am supărat foarte tare că s-a întâmplat treaba asta, dar asta e, una, alta nu mai am și mi-ar plăcea să mai fac rost de încă una sau să cumpăr încă una, dar nu am mai găsit. Meditații, John Maxwell. Cei 6 stâlpi ai încrederii în sine este una dintre cele mai bune cărți de psihologie, psihologice, dacă vreți, pe care cred că orice om ar trebui să o citească. Asta dacă ai ceva, nu știu, mici problemuțe, uitați că sunt aici niște stâlpi care, pe care, la care o să ajungi dacă citești cartea asta și dacă n-ai reușit în decursul timpului, în decursul anilor. Conștientizare, acceptare, responsabilitate, încredere, scop și integritate. Aici trebuie să ajungi la final. Marile detalii. La fel, o carte de dezvoltare personală. Lasă grijile, începe să trăiești. Dale Carnegie, am câștigat-o, cred că, la serviciu într-un concurs în care m-am băgat. Originals, una, la fel, o carte bună de dezvoltare personală, Adam Grant. Eu zic o carte bună la toate pentru că am auzit despre ele, să știți, v-am spus că nu am citit. Am aici cărți, mai am câteva cărți, cele de la Raluca Modreanu, la fel un membru al grupului Ai Cartea Aparte, care mi-a trimis câteva cărți de la ea pentru a le oferi cadou. Și urmează să ofer. Time to think. Asta tot de la serviciu am, nu mai știu exact, chestii de leadership și management. Îmi place coperta la asta, e drăguță. Apoi zgomoturi sau ce era asta? Prețul inegalității. Nu, astea care, asta era semnalul și zgomotul, care chiar nu știu dacă o să o citesc vreodată. Eu le țin aici și mă bucur că le-am primit, dar dau bine, știți? Avem și noi niște cărți de dezvoltare personală în bibliotecă. Eu, în schimb, am cărți de Sophie Kinsella în loc să citesc dezvoltare personală. Astea sunt de la Jane Austen, pe care am zis că le dau cadou aici în, pe YouTube când o să organizez concursul pentru 4.000 de abonați. Și aceasta este... Hai să dăm un pic de zoom mai bine. Dar nu mă ajută. De ce nu mă ajută? Nu mă ajută pentru că le-am pe astea puse aici. Cam așa ar trebui să fie. Bun, astea sunt cărțile din colecția și de la Polyrom, pe care nu știu dacă le-am mai arătat vreodată. Sunt cărți la care am ținut foarte mult, care mi-au plăcut foarte tare. Sophie Kinsella, cu colecția ei de cumpărături, mă dau un vânt după cumpărături și așa mai departe. Aici nu știu dacă are sens să vi le arăt pe toate, pentru că sunt cărticele ușurele pe care eu le-am citit, nu știu, într-o zi, maxim două zile, le citeam la vremea respectivă. De Jane Green, Jennifer Weiner, Jane Green la fel. Aici, Noaptea trecută la Chateau Marmont, sunt cărticele ușurele care merg pentru generația actuală foarte mult, pentru adolescenți cred că s-ar putea regăsi în unele dintre ele. Vreau să fiu VIP sau nu, s-ar putea să ia ce-i greșit de acolo, pentru că este lux și e opulență, sunt pe urmele lui Harry Winston, pe asta cred că nici n-am apucat să o citesc, nu pe toate cred că le-am citit. Cum să scap de Matthew? M-a enervat, să mă știu, era cu o divorțată care tot încerca să scape de fostul ei soț. El a divorțat de ea și apoi nu mai scăpa ea de el, mă rog. La fel, aici am citit toate aceste cărticele. Vreau să trec rapid prin ele, că v-am zis, le-am citit de multă vreme. Super tare la pat. Da, interesant așa asta, mi-aduc aminte. Clubul de pe Fifth Avenue, Candace Bushnell. La fel, Alexandra Ares, fata asta este româncă, care a publicat și mi-a plăcut, am luat-o special pentru asta. Apoi, Jurnalele lui Carey, și asta o cărticică care mi-a plăcut foarte tare, Vara în New York. Sunt foarte rapid de citit, să știți, și chiar dacă sunteți într-un reading slam, mi se par geniale astea. Katy Kelly, Pentru totdeauna, Nunta lui Isobel, pe asta chiar nu mi-aduc aminte, cred că n-am citit-o, nu mai știu de ea, și Celebritatea pentru o cauză nobilă. Bună, tare, asta mi-amintesc așa vag din poveste. Și apoi mai am aici niște cărți pe care le-am primit să le ofer la Casa de Copii. Cine a fost sau este în grupul Ai Cartea Ai Parte, cine era și anul trecut, era și n-a plecat, mă bucur, mulțumesc pentru asta. Am
făcut un mic concurs în care, nu concurs, un mic eveniment în care am strâns cărți pe care să le donăm la Casa de Copii. Haideți că până se închide asta să mă mai vedeți puțin și pe mine ca să pot încheia, pentru că v-am zis tot licăre aici, la un moment dat s-a și oprit camera, cred că am depășit o jumătate de oră de când tot vorbesc. Spuneam despre evenimentul pe care, micul eveniment caritabil organizat în grupul Ai Cartea-i Parte, ne-am adunat mai multe persoane, am donat cărți unei case de copii. Și mi-au rămas câteva pe care am vrut să le duc la Spitalul Marie Curie, însă n-am reușit la momentul respectiv și ușor, ușor, apoi am dat în pandemie, n-am putut să mai facem niciun eveniment, dar le am aici, am să le ofer la vremea respectivă sau cine știe, o să stăm chiar acolo. Când eram voluntar, mergeam din salon în salon și le citeam copiilor de la Spitalul Marie Curie și de la Grigore Alexandrescu, vorbind de spitalele din capitală, din București. Cam atât, sper că v-a plăcut acest vlog, nu știu cum a ieșit, o să văd la final, nu o să-l editez acum, îmi las un pic de timp pentru că azi am stat destul de mult pe treaba asta. Și vreau să am și weekend de relaxare, să am un pic de relaxare, nu doar să lucrez. Eu vă pup, vă mulțumesc că m-ați ascultat până la final, că ați rămas cu mine și cărțile mele până la final. Dacă v-ați abonat, vă invit să dați și click pe clopoțelul de notificări. Asta desigur dacă v-a plăcut vlogul de astăzi și dacă vă plac celelalte vloguri pe care le vedeți la mine. Mulțumesc, eu sunt Roxana, pa, pa!